Secretele youtuberilor dispăruți. Oare ce s-a întâmplat cu ei? De ce nu mai există pe această platformă? Vă salut, sunt Mihai Zmâcă și în acest videoclip o să ne uităm la videoclipul lui Big Wolf, în care ne arată secretele youtuberilor dispăruți. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru suportul acordat. Videoclipul trecut a strâns peste 45.000 de vizualizări și peste 1.000 de like-uri. Chiar mă închin în fața voastră. Bineînțeles, să nu uităm și de comentarii, care au fost foarte utile. Pot spune că fără comentariile voastre, acest videoclip nici nu era sunt posibil. Sunt curioși youtuberi dispăruți o să mai apară în acest videoclip. Posibil ca și dispariția următorilor youtuberi. La fel ca și cei precedenți, dispărând fără urmă și ca nimeni să nu mai știe nimic de ei. Și începem acest videoclip cu cel mai popular, dar și disprețuit moldovean din România. IGS Vlogs, creatorul minunat provocări nebune. Uitându-mă acum la aceste videoclipuri, mi-aduc aminte de o perioadă în care și eu mă uitam cu foarte mare plăcere la videoclipurile lui. Și pe lângă mine mai erau milioane de oameni care sunt printre ei. În momentul de față spun sincer că nici nu știu exact ce să spun despre el, deoarece el este cunoscut pentru două chestii, provocări nebune și pentru țepe. Multe țepe. Ciprian Lospa are o serie întreagă dedicată numai lui. Bun, dar de ce a făcut chestia asta? Ar trebui să aibă un motiv bun. Ei bine, nimeni nu știe și nici nu cred că vom afla. Cel mai probabil de vină a fost faptul că un om când ajunge la putere se schimbă. Și prin schimbă mă refer că vrea mai mulți bani, de pe urma fanilor lui creduli. Ilie a șters multe videoclipuri de pe YouTube, inclusiv țepele, și nici contul de Instagram nu mai este accesibil. Și uite așa, aproximativ de 2 ani nu se mai știe nimic de Ilie. Personal, eu zic că și-a meritat soarta. Bă, deci pot să spun și eu că practic și-a meritat gen cumva soarta, pentru că după ce că... După toate cepele alea, să spunem că da. Parcă el era cu Forest, cu astea, nu? Cu, parcă așa se numeau gen cepele lui. În fine, dar a avut o carieră frumoasă, dar și-a bătut joc de ea, bătând joc de comunitate așa gen. Și a încercat să repare lucrurile, a fost prea târziu pentru el. Cu trecerea timpului, Ilie a devenit doar o amintire. Una plăcută, iar pentru alții una neplăcută. Eu zic că dacă se abținea și nu promova toate acele țepe, am fi putut să ne bucurăm de el și în ziua de astăzi. Dacă tu știi ceva de Ilie, nu uita să scrii în secțiunea de comentarii, pentru că el se pare că nu vrea să se obosească. Și s-a întors cu țepele lui cu tot de unde a plecat. Bă, ce ciudat este că gen, el parcă la momentul, la momentul acela parcă era și unul dintre cei mai mari youtuberi, parcă era și cel mai mari youtuber gen din România pe atunci. Moldoveanul ăsta. Personal, sunt o fire uitucă, dar nu vine să cred că am uitat total de acest youtuber la care râdeam foarte mult. Prima dată l-am confundat cu Trex, dar n-ai cum să uiți de Dizo. Un om care făcea cele mai bune reacții din România și cele mai comice videoclipuri. Când am intrat la el pe canal, am fost pălit de acest videoclip. La câtă susținere am văzut doar în videoclipul acesta, mi-a fost foarte greu să cred că omul ăsta s-a lăsat doar așa. Ceva s-a întâmplat în viața lui. Ca și la youtuberii precedenți, ce s-a întâmplat, deoarece din nou a dispărut fără urmă. Ultimul său videoclip fiind postat acum 3 ani, pe toate cele 3 canale. El are în total... Bă, da, doar că practic el a pus un post pe comunitate acum 10 luni. Din ce am auzit și din ce am văzut pe TikTok și parcă i-am găsit canalul gen în engleză. Nu mai mi-aduc aminte cum e canalul lui în engleză. Din ce am auzit gen de pe TikTok ar fi ceva DZ, am uitat continuarea de Dizo. Știu că l-am descoperit gen după 2 săptămâni după ce s-a lăsat de YouTube gen. Atunci l-am descoperit pe ăsta și... da. Al 3 canale separate. Ceea ce mă duce cu gândul că a devenit puțin cam greu pentru el să facă content. Fie că îți place sau nu, este greu să întreții 3 canale. Mai ales cu videoclipuri zilnice. Canalul lui principal fiind Dizo. Și după cum puteți vedea și voi, o ducea chiar foarte bine. Având undeva peste 200.000 de vizualizări. Și totuși ca și ceilalți, a dispărut. Acum, dacă ne uităm pe pagina lui de Instagram, nu mai are nicio postare. Ceea ce înseamnă că omul vrea să nu mai fie deloc public. Deși mi-ar fi greu să cred chestia asta, pentru că încă are videoclipurile publice pe YouTube. Dar cel mai probabil le-a lăsat pentru amuzamentul nostru și pentru nostalgie. Haideți să ne uităm puțin, uite aici. Aici găsim două chestii interesante. Un videoclip cu niște urări pentru ziua lui, postat acum aproximativ 2 ani, și o poză cu un puls, ceea ce ne duce cu gândul la sănătatea lui, fiind postat acum 3 ani și 3 luni. Aproximativ de când a mai postat videoclipuri pe YouTube. Acum nu știm exact dacă s-a referit la sănătatea lui sau la faptul că canalul a murit. Am încercat să caut un răspuns și în comentariile ultimului video, dar fără succes.
tot ce a mai rămas sunt oamenii care îl vor înapoi. Haideți să fim puțin serioși. Nu mai vine. Trebuie să înțelegeți faptul că YouTube-ul pentru unii este doar un hobby, oricât de popular ar fi. Și îl vor da la o parte când vor avea niște chestii mai importante de făcut, cum ar fi o facultate. Dar chiar și... Da, cunosc din păcate câteva cazuri unde s-a întâmplat asta. YouTuber cu foarte mare potențial. Și așa, tot nu-mi vine să cred că un om cu atâta susținere pe YouTube s-a lăsat efectiv, fără să spună absolut nimic. Și cu toată popularitatea lui, a fost pierdut în timp. Animațiile au un loc special în inima oricărui om, fie că sunt filme, desene sau chiar parodii. Cu următorul personaj foarte râvnit, am să-ți aduc aminte de niște amintiri foarte amuzante. Edward Dennis. O legendă apărută în anul 2013, ocupându-se doar cu animații. Un fel de povești cu Jimmy. Sau mai bine zis, povești cu Granny. După faimoasa serie, Granny, parodia animată. Și bineînțeles, seria care l-a făcut celebru. Cel mai popular videoclip al lui, pe care cu siguranță l-ați văzut cu toții sau măcar ați auzit de el, Granny, ziua 1. Majoritatea animațiilor lui ajungând foarte populare, ba chiar numărul 4 în trending. Am putea spune că dacă ar fi postat și în ziua de astăzi, l-ar fi bătut la funduleț pe Jimmy. Acesta în prezent nemai postând de 3 ani. Nici pe Facebook, nici pe Instagram, nici pe YouTube. Singurul lucru pe care l-am văzut cât de cât în viață a fost un server de Discord. Am întrebat să văd... De ce am început să plâng când am auzit de Edward Dennis? De ce am început să plâng? Bă, sincer, chiar a fost unul dintre creatorii mei preferați de conținut de pe vremea aceea, de când eram mai mic, Edward Dennis. Mi-au plăcut seriile lui și astea, n-a fost un YouTuber rău, mi-a plăcut foarte mult la vremea lui. Animațiile sunt gen cât de cât ușor de făcut, ce făcea el pe atunci. Da, avea el clasicul lui, stilul lui, umor, avea amprenta lui care își pune acolo, dar de ce am început să plâng când am auzit de el? Dacă știe cineva ceva despre el, dar momentan nu am primit niciun răspuns. Chiar și acum mai poți găsi comentarii oarecum recente, rugându-l să mai posteze videoclipuri. Din păcate pentru ei, nu a răspuns nimeni. La fel bă, ăsta nu s-a lăsat genul în același timp cu genius din ăla? Adică, ăștia s-au lăsat în aceeași perioadă de timp amândoi. Da. Habar n-am ce mai face omul ăsta, dar... Bă... Potențialul lui chiar era enorm de mare, enorm de mare. Și nici aici nu se mai știe nimic de el, nemai fiind activ de ani buni. Deși Dennis a avut un potențial foarte mare, s-a hotărât să dispară de pe YouTube fără să lase nici măcar un mesaj pentru abonații lui, unii dintre ei așteptând chiar și acum să se reîntoarcă. Să dispari după ce ți-ai luat un hate este ceva normal. Și să dispari pur și simplu fără să lași niciun mesaj este puțin cam urât față de fanii tăi. Dar ce se întâmplă dacă dispari din cauza că YouTube-ul nu te mai vrea? Ei bine, cam asta i s-a întâmplat lui Pineapple Coin. S-au alăturat pe data de 2015 și au devenit foarte popular din cauza că făceau filmulețe. Filmulețe puțin zis. Filme. Filme chiar foarte mamă, ce bune erau puștii ăștia, bă! Ceea ce a făcut să devină popular l-a făcut să renunțe. După cum a spus și el, a primit strike-uri pe nemeritate din cauza child safety. Pe vremea aia, YouTube-ul cu regulile sale ne-au făcut să pierdem o mină de euro de clipuri, niște creatori foarte buni de conținut care chiar își meritau locul printre cei mai top. Era retardat rău de tot. Nu putea să diferențeze un videoclip care chiar făcea rău unui copil și unul care era un filmuleț la caterincă sau un sketch. Problema fiind că odată dacă ai greșit, te are în vizor. Așa a luat hotărârea să pună majoritatea videoclipurilor de pe canal pe privat, ca să nu îl șteargă de tot. La vremea aceea, având deja două strike-uri, a creat și un canal secundar pentru arhivă, unde a postat deja videoclipurile sale mai vechi, sau mai bine zis chiar primele sale videoclipuri. Chiar dacă probabil strike-urile au fost deja anulate, el nu mai poate să posteze pe YouTube din cauza că este un hobby. Și după cum am mai spus, ca și în cazul lui, majoritatea au început deja o facultate. Ceva îmi spune că nu sunt toți la aceeași facultate și le este foarte greu să se întâlnească și să se apuce să filmeze, pentru că genul acesta de conținut durează foarte mult. Mai este canalul de Twitch al lui Kevin, dar nu mai postează nimic de 2 ani. Și uite așa, strike-urile luate pe nedrept și începe... Bă, ăștia... O spun lejer. Dacă s-ar mai strădui, gen, dacă ar veni și ar face ceva forță, ar face lejer 1 milion de abonați, cu toate că sunt vremuri dificile pe YouTube.
ăștia, dacă chiar s-ar apuca de treabă și chiar ar posta, dacă chiar ar reuși să nu mai fie doar un hobby și astea pentru ei, gen YouTube-ul, filmele făcute de ei, bă, e mină de aur. Deci ăștia ar face lejer 1 milion de abonați. Dacă și-ar mai da și lința. Acum este timpul să vorbim despre o legendă pe care toți ați vrut-o. Unul dintre primii oameni care a făcut videoclipuri cu Minecraft pe YouTube-ul românesc. Ultimul, dar cel mai râvnit, AVG cel mic. S-a alăturat pe 2014 și s-a bazat doar pe Minecraft. La vremea aia, Minecraft-ul începea să explodeze, la fel ca și canalul lui. În prezent, nemai postând de 4 ani. Nici pe Twitter, nici pe Twitch. La un moment dat, multă lume a crezut că a și murit. Dar stai liniștit și nu mai crede toate aceste prostii. Deoarece doar canalul său a murit. Dacă te vei uita la videoclipurile sale mai vechi, vei putea auzi faptul că el are în viața reală peste 30 de ani. Bineînțeles, la vremea când încă făcea videoclipuri pe YouTube. Și mai poți auzi faptul că mai are și alte responsabilități mult mai importante decât canalul de YouTube, cum ar fi fetița lui. Și își dorește să fie foarte implicat în familia lui. Este simplu. S-a lăsat de YouTube din cauza că vrea să aibă grijă de familia lui. Deși mulți vor ca el să se întoarcă, nu o va face niciodată. Probabil copiii lui. Imaginează-ți ca tatăl tău să fie un YouTuber de Minecraft legendar în România. Deci eu zic mai bine stai și te concentrezi pe... Bă, dar asta chiar ar fi tare, gen să reapuce copiii lui și astea când va fi. Da, să se reapuce gen copiii lui și astea când va fi. Să știi că, taică tu, ești un YouTuber legendar care a dispărut. O să bubă-i garantat în ritmul ăsta, așa. A făcut cel mic, să fiu sincer, la mai mult de 2 clipuri nu m-am uitat în viața mea la el, deci, nu știu. Dar tot respectul pentru toată munca depusă de el de atunci. Tale, decât să stai și să te plângi că trecutul era mai bun și ți este dor de el. Și cam asta a fost cu AVG. De la un YouTuber legendar la un tată fericit. Prieteni, asta a fost și cu YouTuberii legendari din acest videoclip. Și sper că v-am lămurit în unele cazuri. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii... Da, bă, deci n-a fost un clip nici bun, nici rău. Îți spun cât de sincer se poate Bigolf. Tu poți pur și simplu să faci ceva mult mai tare pe partea de editat. Ar trebui să te străduiești mai mult să faci o compilație mai lungă. Nu contează dacă o să prinde, dacă nu o să prinde, pentru că îți garantez eu că o să fie gen din ce în ce mai bine dacă ai începe să lucrezi mai mult pe partea de edit. Pentru că asta chiar e un edit simplu grav. E prea simplu gen. Și măcar secvențe din clipuri dacă puneai. Da, e chiar ok, da. Bă, n-a fost rău clipul ăsta, da.